noastre studitoase alături de noi sunt prezenți. Domnul profesor Justin Barna, directorul Școlii Generale numărul 22, Caius Iacob Arad. Domnul Iacob... ...reprezentanți ai autorităților de stat locale, municipale și județene, reprezentanța Școlii Generale numărul 22 din Arad, dragi părinți și iubiți elevi, în acest moment sărbătoresc, în care cu toții pășim cu încredere, permiteți-mi să vă prezint mesajul întâi stătătorului Patriarhiei Române, a preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Sprijinul meu, sprijinul Consiliului Județean, sprijinul primăriei, sprijinul domnului deputat și cred că toți și părinții trebuie să ne implicăm să creștem valoarea acestei școli. Acum câteva luni de zile, mulți prieteni îmi spuneau, de ce lași copilul să fie la acea școală de cartier? Vreau să vă spun că pentru că am încredere în această școală, am încredere în echipa care o formează împreună cu domnul director și profesorii care sunt aici, puteam să duc copilul la o altă școală. Nu este școală de cartier, este școala ardeană, este o școală al Aradului, este școala noastră. Trebuie să avem încredere oriunde mergem și facem. Eu am făcut școala la țară. Am terminat la generală în Covăsâns, pentru că sunt din Covăsâns. Liceul am făcut la Miniș, deci dintr-o zonă urbană. Dar vă rog frumos, aveți încredere în școala pe care o facem și echipa care avem aici. Domnule director, dacă acum câțiva ani de zile am făcut pentru școală ceva, contați că vom face multe, chiar dacă am început de săptămâna trecută să lucrăm la noul proiect pentru anul acesta care urmează și pentru bugetul de anul viitor. Vă mulțumesc mult și baftă tuturor elevilor! Și v-am pregătit o surpriză din partea grădiniței, un cântecel prin care ne vom rămas buni din păcate de la grădini și ne bucurăm să fim școlari. Iată vine toamna, vremea a trecut, și a trecut la cânta, dar nu pot să uit, că toamna asta nu vă regăsesc, tot eu grădinița aș o părăsesc. Știu că voi pleca la școală, timpul nu-l pot lua înapoi. O să-mi fie dor de grădi, o să-mi fie dor de voi. Dor de tine, grupă mică, grupă mare mai apoi. Dorgea mea educatoare, o să-mi fie dor de voi. Iată locul celui, noi auzim, pentru prima oară, eu mă voi gândi, am lăsat în urmă, dragi prietenii, 4 ani de jocuri și multe jocări. Știu că voi pleca la școală, timpul nu-l pot da înapoi. O să-mi fie dor de grădi, o să-mi fie dor de voi. Dor de tine, grupă mică, grupă mare, mai apoi. Dor de-a mea educatoare, o să-mi fie dor de voi. Doamnă, vă mulțumesc!
mulțumim!